Ultimele minute ale acestei întâlniri. Două minute de prelungire au mai rămas. Argeșul este cu toată echipa în jumătatea sa de teren. De asemenea și cei din Urziceni s-au masat în apropierea careului de 16 metri. Respingă piteștenii și acum în contraatac, să vedem această acțiune. Rednic vine și Chița, extraordinar pe partea dreaptă. Iată-l pe fundașul dreapta al piteștenilor, venit în ofensivă, însă a scăpat baronul de sub control. Și acum un fault al lui Cruceru. Să vedem dacă vom asista din nou la un cartonaș galben. Nu e cazul. E iertat de Viorel Sandu, mijlocașul Piteștiului. Prea puțin timp la dispoziție pentru gazde în încercarea lor de a marca golul victoriei. Un minut și câteva secunde până la final. Bații respinge până la Rednic. O încercare de contraatac a oaspeților. Bilașco pentru noul intrat Ghiță. Însă acesta scapă balonul în afara terenului de joc. Va mai fi o modificare în echipa oaspete. Este Daniel Rednic, care într-adevăr a făcut mare risipă de energie în acest meci. Și va intra jucătorul cu numărul 11. E vorba de Cosmin Năstăsie. Suntem cu 40 de secunde înainte de finalul acestei întâlniri. Probabil nimic nu se mai poate întâmpla. Urziceniul a ratat câteva situații bune, mai ales în prima repriză, prin Stancu de 3 ori, Gomez, iar în cea de-a doua, Aldea s-a aflat foarte, foarte aproape de gol, însă n-au avut noroc jucătorii echipei antrenate de Dan Petrescu. S-ar putea să fie ultima acțiune. Se solicită un hands la marginea careului de 16 metri. Viorel Sandu a fost foarte aproape, arbitrul de centru, și nu a dictat așa ceva. Am depășit cele 4 minute de prelungire arătată de la margine. Probabil că centralul așteaptă această degajare a lui Bogdan Vintilă pentru a pune capăt ostilităților de la Urziceni. 0-0. Unirea FC Argeș. Iată, nu se fluieră încă finalul. Bații, o pasă pentru Ghiță. Nu, este Năstăsie acum pe partea stângă. Bilașco l-așteaptă pe Năstăsie. Într-adevăr, acesta pleacă pe partea stângă. Să vedem dacă va reuși centrarea. E foarte greu să-ți menții echilibrul pe această suprafață. Până la urmă se centrează, însă mingea a ieșit în afara terenului de joc. Iată, 5 minute deja de prelungire în acest meci, unul peste cele arătate de la margine. Viorel Sandu nu se hotărăște să fluieră finalul. Acțiunea oaspeților, Năstăsie. Lovitură liberă pentru piteșteni, Bații, Bilașco, și în această clipă se fluieră finalul partidei. Viorel Sandu pune capăt acestei întâlniri de la Urziceni. Unirea și FC Argeș și încheie la egalitate, 0-0. Au fost 5 minute și jumătate de prelungire până la urmă, deși se arătaseră doar 4. Prima remiză din acest sezon, atât pentru Unirea Urziceni, cât și pentru FC Argeș. Vă spuneam, au mai făcut două rezultate de egalitate cei doi antrenori, Dan Petrescu și Dorinel Munteanu, pe vremea când erau pe băncile tehnice ale CFR-ului din Cluj și ale Sportului Studențesc. Zero la zero, vă spuneam, aici la Urziceni. Iată-i pe piteșteni mergând acum spre micuța galerie venită din Argeș pentru a-i saluta. Cred eu, până la urmă, un rezultat echitabil, această remiză albă. Au fost câteva situații bune de a se marca, mai ales de partea celor de la Unirea Urziceni. Până la urmă, însă, apărarea condusă de Badea și de Dauda a reușit să mențină egalitatea. Cred că vom pune punct aici acestei transmisiuni.
în foarte scurt, în foarte scurt timp. Mădălin Negoiță, colegul meu, va avea primele reacții. Mădălin.